Pentru nostalgici sau pentru cei care s-au născut mai târziu, Topte a început aici, în această sală, acolo era o scenă în 1983. Primele două ediții au fost un format local, iar apoi setea de muzică în 1985 a crescut extraordinar în Buzău, așa încât au fost două festivaluri în același timp, vorbind de 1985, de perioada comunistă, era festivalul Topte care a devenit național în 85 și apoi a mai fost un festival care s-a numit foarte anacronic pentru 1985, Steel Rock Buzău, care cred că a fost doar 2 ani. Pe undeva prin 1986 a apărut și formația Timpuri Noi pe scena de acolo și vorbeam cu Dan mai devreme, ei cântau New Wave, cântau foarte bine New Wave, dar publicul buzoian era la vremea aceea pe Judas Priest, Iron Maiden și alte chestii, așa încât au fost oarecum, să nu spunem altfel, blamați, huiduiți și neapreciați la adevărata lor valoare. Au venit însă anii de Libertate Rock, festivalul s-a mutat afară pentru 4 ani, iar în 1998 am înregistrat recordul de participare la Topte, care a fost în seara când au cântat Timpuri Noi, au fost peste 2000 de oameni în curtea interioară. Dacă puteți să vă imaginați, nu știu dacă știți curtea interioară, oricum era om lângă om, erau oameni pe clădiri, pe blocurile astea care se construiau peste tot. Aici, în această sală, acum sunt 100 și ceva de oameni. În vremurile de glorie, la celelalte cuvinte sau cargo, au fost 700-800 de oameni. Închipuiți-vă că voi sunteți 100 și cum ar arăta aici de 8 ori mai mulți oameni. Această sală are o istorie, o istorie pe care noi am scris-o. Sala este o sală pentru care pereți și tavan, așa scrie în dicționar, pe care noi am scris-o, este în cartea Topte Festivalul Rezistenței Rock. În anii 90 aici se luptau peste 100 de formații ca să intre în festival, să cânte în festivalul concurs. Era un juriu care venea cu 2 zile înainte, stătea și asculta aceste casete. Nu vreau să mă lungesc, doar vreau să vă spun că din toți oamenii de atunci, nu știu dacă e prin jurul meu, este aici, avem un supraviețuitor, el este Nelu Stratone. Și aș vrea să-l aplaudați. Pentru că Nelu a scris 3 volume din o istorie a muzicii rock de mult, de nici el nu se născuse când se întâmplau lucruri din cartea lui. Și cu asta, nu știu, Nelu, ai 20 de secunde să spui ceva. Păi bine ați venit și întotdeauna m-am simțit foarte bine la Topte Buzău și sper să faceți și ediția 100. Da, deocamdată suntem la numărul 33, un număr foarte fatidic, să nu spun altfel. Avem Timpuri Noi, sunteți gata? Dar eu vreau să vă spun o singură chestie, dacă stați pe scaune, Dan o să se supere tare pe voi. Mulțumim! Nu, stați pe scaune prima dată, vă rog. O să începem. Deci Timpuri Noi, vă așteptăm mâine de la ora 17 cu ăștia de Matt, Dirty Shirt și Cargo. Mâine cântă, trebuia să cânte fratele meu Vărar. Mâine cântă o trupă excepțională cu care mergeam în concursuri. Nu, Tolea, nu v-a spus, era frumos, eram într-un concurs, toți eram și cântam în festivaluri și să vedem cine este mai bun decât celălalt și cântam rock, așa cum rock-ul ăla românesc, așa era în jos. Hai, ne băgăm pe toți, suntem supărați, excepțional. Noi eram o trupă care cântam invers, că mamă, ăștia sunt LGBT-iște, deci LGBT-ul a fost inventat mult înainte. Nu spun că aș fi de acord cu lucrul ăsta, dar era o etichetă. Adi Bărar a fost un concurent
când mi s-a rupt coarda la chitară, mi-a dat chitara lui, băi, care suna de 100 de ori mai bine ca mea. Mi-a dat chitara lui. Excepțional. Asta înseamnă rock and roll, baby. Să înțelegeți. Ăsta este sportul. Trebuie să fim oameni buni, trebuie să facem bine pentru toți ceilalți de lângă noi. Vă iubesc. Încep o piesă pe care eu o dedic tot timpul.
Da, era prea mărlan și era prea corupt. Era mărlan și era prea corupt. Dă mai tare chitara, te rog eu. Pe față, nu la mine. We'll be right back.
Acum mă uităm gol pe geam. În noaptea asta de catran. Și apoi mă duc să mă predau. Acum vă rog, e o piesă de pe ultimul nostru album, se cheamă Moldova Mon Amour. Ar fi mișto dacă aș auzi puțin în monitor chitara, puțin. Excepțional, gata, m-am prins. Excepțional. Piesa se cheamă De iubire, tu ascultă-mă. E o piesă care spune ceva. În general, oamenii cred că iubirea este ceva așa, sex este... Nu, iubirea este ceva mai important. Piesa se cheamă De iubire, tu ascultă-mă. E pe albumul Moldova Mon Amour. Dacă cineva vrea să-l cumpere, are o inimă făcută pe el. Și e mișto. Mie mi-a plăcut Moldova, eu sunt din județul Moldova. Și voi vezi pe toți. Deschide inima oricui, delicată de poeți, o fac să încap într-un vers. Doar iubirea este forța cea mai mare în univers. Înțeleg de ce iubirea o folosiți pământesc. Ce iubirea e iubire, bucurați-vă de ea.
ia cât vrei, n-ai cum a ține din ea cât de mult ai vrea. Viață, viața va striga și ea, și ne vom cânti în iubire, ne vom căvăli în ea, vom sălbătici împreună bucuria de a fi, vom fi numai o iubire, vom fi numai a trăi. Tu ascultă. Acestui ne-am robit, măestrește-mi-l făina lucrului dospit. Cum să mănânci pâinea țării cea vândută de români, cum să-l iei pe Iuda în brațe, să te scape de străini. Mă trântește de popor, toți străbunii strâng în brațe sufletul nemuritor. Vreau să dau curaj la suflet să se arunce cât mai sus, vreau să-i dau puterea stelei să coboare cum s-a spus. Tu ascultă. Românie, copil tânăr, te iubim și te veghem. Noi avem ființa în inim și străbunii noi suntem. Dacii noi i-am inventat de când erau copii. La romani am tolerat cu o viltire fistichii, ca să știi.
alte fel pe ale. Dintre toate numai ea mă vrăjea, mă atrăgea, îmi plăcea. Thank you.
Mulțumim! We'll be right back.
Piesa se cheamă... România. Se află pe albumul Moldova Mon Amour. Puteți să-l găsiți unde îl găsiți. Are o inimă, e frumos. Eu sunt moldovean, mi-a plăcut tot timpul Moldova și o să-mi placă și o să fiu moldovean până când mi s-a terminat sângele. Cred că mai sunt că 1000 de generații de ale mele care vor fi moldoveni. Nu, cred că sunt mult mai multe. Moldova este ceea ce trebuie. De pe albumul Moldova Mon Amour, piesa se cheamă România. Nu-i loc de tine. Și cum să spui că-i bine dacă nu-i loc de tine? Și cum să crezi că-i bine dacă nu-i loc de tine? Viața ta de câine e că nu-i loc de tine. Du-i pistica, băi, da, du-i pistica. Du-i pistica, băi, da, du-i pistica. Du-i pistica, băi, da, du-i pistica. Du-i pistica, bagă-te și du-i pistica. Piesă dură.
punem trei piese. Asta și cu asta. Asta trebuie să o cântăm, se cheamă Fanny. Lansam albumul acum 400 de mii de ani la Lenții Chiriac, la Lenții, eram înainte de a începe nebunia și un fan a spus: domnul Ilescu, nu faceți o piesă cu Fanny? Și a zis, da, o să-ți promit că o să fac. Și albumul era deja, acum piesa se cheamă cu Fanny, Fanny Urlătare se cheamă. Acum, eu fiind bolnav psihic, piesa de fapt, titlul e un acronim, Fanny Urlătare. Fanny Urlătare. F-U-Tare. Fanny Urlătare. Păi nu putem să vorbim mult, pentru că este formația timpului. Deci piesa începe așa. Trebuie să înceapă cu coaie ca la rog. Zici că este te duce, dar acum când începe, fiți atenți. Valoare, vreau să Fanny Urlătare bag. Fanny Urlătare! Asta-i piesă care face să se lase cu mirare. Vreau să Fanny Urlătare bag. Fanny Urlătare! Fanny Urlătare! Fanny Urlătare! Fanny Urlătare! Fanny Urlătare! Bag! Fanny Urlătare! Fanny Urlătare! Asta nu e de mirare. Cei cu sânge arde le-am strigă, Fanny Urlătare. Cei cu sânge de Oltean strigă, Fanny Urlătare. Strigă România, asta nu e de mirare. Dacă nu ești laș, dacă nu ești de vânzare, nu trădezi de frică, dacă ești în stare, trage aer în plămâni și strigă Fanny Urlătare. Fanny Urlătare, asta nu e de mirare. Numai cine sare face faptă mare, zboară din picioare altfel. Mâna strânsă în punctare, are suflare, de-aia strigă Fanny cât pot. Ce tot ce ai dispare, țara-i de vânzare, bagă Fanny Urlătare! Peștele servil trimite la produs popoare, la noi pește mic, la ei pește mare. Fanny Urlătare! Frazarea e cheia la tine, strig când ei vor să ne adormă, la noi sună deșteptarea împotrivit cheița.
Fane urlă tare! Dumnezeu a dat cuvântul, vorbele le-au inventat ei acum, masca din dotare. Fane urlă tare! Nu lăsa în mâna lor ce prăduiește orice valoare, sufletul tău omăgit are nevoie de scăpare. Fane urlă tare! Fane urlă tare! Iala lor dispare. De maximum două piese. Știți câte piese avem? Multe. Avem de... Noi intrăm în iara, fata, acum suntem toți bolnavi de COVID, ne ia și ne pune și mască. Ne pune mască, când ne fute în cur, ne pune mască. Piesa aia, piesa e frumoasă. N-am ce să fac, mai am două piese de cântat. Eu, băi, eu răspund.
piesa asta este trebuie cântată cu emfază ca la nuntă. Adică, bă, visateți. Ai, trebuie, când spui ai, trebuie să bagi un deal. Ai, fie, la nuntă este așa, când spui nașul mare. Păi nașul mare e mai mult. Nașul mare, nașul mare, nașul mare. E delay. Nașul mare, n-a mâncat, n-a băut, a pus pe masă 5.000 de lei. Deci asta, bă, trebuie să fie... Asta trebuie să fie cu emfază. Ai pus prea mult, păi cum mă? Ai pus prea mult revulsit, simplu, așa. Bă, ori cântați cum trebuie, fiți atenți, că deja am devenit nervos. Deci, ai. Am nevoie de tine. Ia, ai. S-au luat de noi. Ce să cântăm? Vă rog, faci și tu un solo? Thank you.
We'll be right back.
gata nebunilor, s-a terminat. Data viitoare vă așteptăm de fiecare dată. Mulțumim pentru tot, nu vrem să fim arestați. Nu vrem să fim arestați, vă iubim! Bagă! Da. Vă mulțumim! Știu că meritați mai mult decât atât, din păcate deja am depășit ora legală și organele ne presează, n-aș vrea să plătim amenzi. Mulțumim formației Timpuri Noi, Robin, Cum, mulțumim publicului. Sperăm ca la anul să avem un top de fără restricții și fără nicio limită. Vă așteptăm mâine de la ora 17 cu HTTMAT, Dirty Shirt și Cargo. O seară plăcută, aveți grijă de voi și atât.